Telejurnalul este prezentat de Vadim Cheptănaru. Bună seara, bună seara și bine v-am regăsit la Telejurnal. Iată principalele subiecte ale ediției. Viceprimarul Victor Chironda a fost demis astăzi prin votul a 28 de consilieri municipali și recunoaște că nu s-a putut încadra în ceea ce numește el ironic echipa de vis de la primăria Chișinău. Grecia își redeschide frontierele pentru basarabenii deținători ai certificatelor de vaccinare sau a testului PCR negativ la COVID efectuat în ultimele 72 de ore. Un om a murit, iar alți 5 au fost răniți într-o explozie puternică produsă astăzi la rafineria Petromidia din România. Populația a fost alertată să evite zona Midia-Nevodari, pe o rază de 1 kilometru din cauza noxelor. Telejurnalul pe larg, viceprimarul Victor Chironda a fost demis astăzi cu mare scandal la ședința Consiliului Municipal Chișinău. Pentru eliberarea lui din funcție au votat membrii fracțiunii socialiste și alți consilieri, cu excepția celor de la PAS și PPDA, care au părăsit în semn de protest sala de ședințe. Chironda a fost demis după ce l-a învinuit pe primarul general Ion Ceban că nu s-a împotrivit demolării Hotelului Național, aflat în stare deplorabilă. De cealaltă parte, Ceban și-a acuzat sub alternul că a gestionat prost domeniul arhitecturii de care era responsabil. Cu 28 de voturi pentru, proiectul deciziei este aprobat în întregime. Asupra demiterii lui Victor Chironda a insistat primarul Ion Ceban, care și-a acuzat subalternul că a lipsit nemotivat de la serviciu. Pot concret enumera și nu mă ascund după restanțele viceprimarului Victor Chironda pe fiecare punct și domeniu de competență. Și când ai văzut cât scântă cânticul de leabă, da? Adică socialiștii te-o folosesc și nu mai au nevoie de tine așa să îți facă bilet de la revedere, ai găsit stilești de Hotelul Național. Și consilierii socialiști l-au criticat pe Victor Chironda, dar fără să-i permită să vorbească în apărarea sa. Domnul președinte, acest voiaj se întâmplă intenționat. Domnul președinte, să vorbesc despre consilierii PAS și DA au părăsit sala în semn de protest față de procedura de demitere. În cele din urmă, Victor Chironda, care a așteptat lângă tribună, a fost lăsat să vorbească, însă la un moment dat a fost întrerupt. Este inadmisibil. Colegi, este vorba că trebuie să votăm un persoană. Socialistii, șor și toți cei care s-au asociat. Vă rog frumos, fără rupiți. O mizerie. Viceprimarul a fost demis cu 28 de voturi ale membrilor fracțiunii socialiste și ale altor consilieri. Sistemul m-a expulzat, să zic așa, pentru că nici nu știu în ce măsură a fost legal ceea ce s-a întâmplat astăzi. Ați văzut că au fost diferite interpretări. Eu consider că obligațiunile mele mi le-am îndeplinit. Eu consider că ceea ce a fost mai important în domeniul, să zic, urbanismului, dezvoltării urbane, am făcut. Scandalul de la primărie a izbucnit după ce viceprimarul Victor Chironda l-a acuzat pe primarul general că nu a luat măsuri pentru a suspenda autorizația de demolare a Hotelului Național din centrul Chișinăului. Primarul Ion Ceban i-a cerut lui Chironda să demisioneze de bunăvoie pentru că ar fi gestionat rău domeniul arhitecturii de care era responsabil. Chironda s-a plâns la Cancelaria de Stat pentru că ar fi fost nedreptățit. Victor Chironda a fost ales viceprimar al municipiului Chișinău în noiembrie 2019 cu votul la 41 de consilieri. Potrivit legii, viceprimarii sunt aleși la propunerea primarului general. Doi contabili învinuiți de implicare în dosarul furtul miliardului au fost trimiși în judecată. Este vorba despre o femeie și un bărbat care au contribuit la spălarea a peste 13 miliarde de lei. Cei doi ar fi acordat peste 40 de credite neperformante de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, cele trei bănci care au fost lichidate după ce au fost devalizate. Potrivit Procuraturii Generale, cei doi contabili în perioada 2011-2014 au participat la acordarea peste 40 de credite bancare neperformante. Împrumuturile de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank au fost oferite pentru 7 companii. Anchetatorii spun că la contractarea creditelor s-au ignorat criteriile și procedurile stabilite de băncile comerciale și Banca Națională a Moldovei, inclusiv prin influențarea de către conducătorii grupului infracțional a factorilor de decizie din băncile menționate.
achiziționate. Potrivit probelor, banii au fost însușiți de membrii grupului condus de Ilan Șor ca parte a organizației infracționale conduse de Vladimir Plahotniuc. Suma foarte mare de bani a fost transferată către companii nerezidente din care s-au cumpărat materiale de construcție, echipamente digitale, haine de lux sau mobilier. Scopul urmărit era, de fapt, camuflarea tranzacțiilor financiare. Contactat de TVR Moldova, purtătorul de cuvânt al lui Ilan Șor nu a comentat acuzațiile. În schimb, cu un comentariu a venit avocatul lui Vlad Plahotniuc. După comunicațiile anterioare ale Procuraturii Generale, mai nu jumate de Moldova ar fi implicată în furtul miliardului, cuvinte din astea sonore, gruparea criminală Plahotniuc, gruparea criminală Șor. Consider că acestea sunt niște acțiuni acum tot în campanie electorală, menite să mai aducă puțină imagine Procurorului General. Cei doi inculpați, trimiși acum în judecată, riscă până la 10 ani de închisoare. Astăzi se împlinesc 517 ani de la moartea domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt, cum a fost comemorat la Chișinău voievodul care a stat 47 de ani pe tronul Moldovei istorice, vedeți peste câteva minute în Telejurnal. Cei mai mulți dintre elevii Republicii Moldova care au dat bacalaureatul sunt nemulțumiți de notele primite. Ei au depus peste 9.000 de contestații și cer recorectarea tezelor. La examene au participat aproape 11.000 de elevi, iar rata de promovare a fost de 88%. Potrivit Agenției Naționale de Evaluare, în total au fost depuse 9.200 de cereri pentru verificarea lucrărilor de bacalaureat. Cei mai mulți elevi contestă rezultatele la examenele de limba și literatura română și la cele de limba engleză. Rezultatele contestațiilor vor fi afișate duminică. Sesiunea suplimentară a examenelor de bacalaureat va avea loc în perioada 19-26 iulie. Potrivit Ministerului Educației, în acest an rata de promovare a absolvenților de liceu este de 87,52%, cu 0,11 mai mare față de sesiunea de bacalaureat din 2019. Universitățile și centrele de excelență din Republica Moldova se pregătesc de noua sesiune de admitere. Candidații pot depune fizic dosarele la Secretariatul Facultăților începând cu 19 iulie sau online, în unele cazuri, pe site-urile instituțiilor de învățământ. La Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale, dosarele nu mai pot fi depuse și în regim online. Directorul instituției motivează că s-ar munci mai mult și s-ar putea face mai multe greșeli. Trei specialități rămân a fi cele mai solicitate. Asta e programarea și analiza produselor program, deci administrarea paginilor web ar fi și a treia, deci administrarea bazelor de date. Am dat oferta către Ministerul Educației ca să înrolăm tineri la specialitate jurisprudență. O să lucrez comisia de admitere începând de pe data de 12 iulie, orele 8:30. La Universitatea de Stat, sesiunea de admitere începe pe 19 iulie, iar candidații trebuie să depună dosarele online. Abia după ce vor fi verificate documentele, se vor putea depune și diplomele de bacalaureat în original, după un program bine stabilit. Avem admitere la toate cele 11 facultăți, avem 65 de programe de master, în jur de 70 de programe de licență, avem și programe noi, ca spre exemplu cum ar fi studiile de securitate, care sunt sigur că vor bucura de o popularitate. Universitatea Liberă Internațională din Moldova încearcă să atragă studenții cu o reducere de 10% la contractul de studiu pentru cei care se vor înregistra online. În topul preferințelor rămân dreptul, afaceri și administrare, tehnologii informaționale și design interior. 18 specialități la ciclu 1 licență, 22 de specialități la ciclu 2 masterat. Dacă vorbim de elementele noi ale ofertei noastre educaționale, la ciclu 1 licență aș ruga pe abiturienții noștri să atragă atenția la serviciile publice istitologice, asta este de numire un pic mai complicată, iar pentru UZ noi o numim industria frumuseții. Tot
tot de pe 19 iulie începe admiterea și la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie. Candidații se vor înregistra doar online în perioada 19-30 iulie din cauza pandemiei. La Universitatea Tehnică se vor susține probe de aptitudini pentru admiterea la unele specialități și din acest motiv comisia le propune candidaților să țină cont de programul stabilit pentru a evita aglomerația. La Chișinău s-a dat startul Târgului Universităților din România, organizat la Biblioteca Municipală Bogdan Petricei cu HDU. Absolvenții de liceu care doresc să își continue studiile peste Prut pot afla mai multe despre condițiile de admitere, dar și despre facilitățile pe care le oferă universitățile românești. Printre cei ce le pot da sfaturi sunt profesori, dar și voluntari. Federația din aceasta va fi deschis și mâine. Toți cei care vor să-și facă studiile în România își pot depune online dosarele de admitere. Sunt aproximativ 14 centre universitare în acest moment. La studiile universitare sunt în jur de 5.000 de locuri. Reprezentanții universităților din Iași, Suceava, Brașov, Timișoara, Petroșani, Cluj, Craiova le-au explicat tinerilor basarabeni ce oportunități au dacă sunt admiși la studii în România. Ce oferim noi candidaților din Republica Moldova, în primul rând, servicii educaționale de calitate, un număr mare de mobilități Erasmus care sunt semnate cu Universitatea Tehnică. Clujul este un oraș cu foarte multe oportunități, este orașul tinerilor, un oraș care trăiește intensiv și oferă oportunități de dezvoltare în diferite domenii, atât la master cât și la licență. La Universitatea de Vest 119 locuri cu bursă și 75 fără, facultăți precum drept, economie, chimie, biologie, arte și facultățile de la Politehnică, Automatică, Calculatoare, Urbanism. România oferă în fiecare an mii de burse pentru elevii și studenții basarabeni, iar programele de studii avansate contribuie la construirea unei cariere de succes. Cel mai mult mi-a plăcut la moment Universitatea din Brașov, deoarece domnișoarele care mi-au prezentat facultățile erau foarte deschise și mi-au spus mai multe oportunități care se deschid odată ce intri la Universitatea din Brașov. Îmi plac mai multe oferte, este foarte bine că s-a organizat acest târg, este foarte util să comunicăm cu basarabenii care au studiat în România. Sunt burse foarte bune pentru basarabeni, condițiile în cămine tot sunt foarte ok. Eu am găsit destul de multe oferte care m-au interesat și probabil chiar aș dori să aplic la mai multe facultăți sau universități. Târgul Universităților din România va fi deschis duminică la Bălți, iar luni în Cahul evenimentul este la cea de-a 10-a ediție. Astăzi se împlinesc 517 ani de la moartea domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Voievodul care a stat 47 de ani pe tronul Moldovei istorice a câștigat 44 din cele 48 de războaie pe care le-a purtat și a ridicat 44 de biserici. Ștefan cel Mare și Sfânt a fost comemorat astăzi și la Chișinău. Apărător al neamului și al creștinismului, domnitorul Ștefan cel Mare este un simbol al istoriei românilor și a dedicat întreaga viață pentru a apăra Moldova de invazia otomană și nu numai, dar a contribuit și la dezvoltarea economică, socială și culturală. Ștefan cel Mare a promovat o politică financiară strictă și a emis două monede de argint. A ctitorit 44 de biserici și mănăstiri, iar pe 2 iulie 1504 s-a stins din viață. Pentru meritele sale, pe 20 iunie 1992 a fost canonizat și trecut în rândul sfinților. Chipul domnitorului a devenit un adevărat simbol pentru Republica Moldova. Bancnotele conțin imaginea acestuia, iar în marele orașe sunt expuse busturi sau statuia lui Ștefan cel Mare. Statuia principală de care știe fiecare basarabean este aici în Piața Mare a Adunării Naționale. Pentru a proteja tezaurul istoric și spiritual românesc, în 2019 a fost lansată ruta cultural-turistică Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt. Traseul străbate 18 localități din România și 11 localități din Republica Moldova, oferind turiștilor o adevărată lecție de istorie. Noi suntem aici pentru a comemora memoria lui Ștefan cel Mare, deoarece noi avem mai multe trasee prin Moldova, anume pe urmele lui Ștefan cel Mare sau traseile Ștefan cel Mare, și acesta este un traseu
putem să zicem, internațional, deoarece este, l-am discutat și am lucrat împreună cu România. Și dacă mai găsim urme de al lui Ștefan Cimlaș prin alte țări, bineînțeles, o să adăugăm în traseul nostru. Deși este un erou al neamului, iar numele lui apare în toate manualele de istorie, în calendarul ortodox sau pe bancnota națională, nu toți basarabenii știu prea multe lucruri despre marele voievod. Este Ștefan cel Mare? Da. Cine? Domnitorul Moldovei. Și ce mai cunoaște despre el? Câte lupte a dus? Multe. Nu știu anume câte. Nu țin minte din istorie. Ce mai cunoaște despre el? Ce mai cunoaște Ștefan cel Mare? Câte lupte a dus? Sau câte războaie a câștigat? Multe. Ștefan cel Mare este simbolul nostru. Eu am văzut monumentul și aici, și la ea, și peste tot, și cred că al nostru este cel mai bun. Fără paradă, dar cu multă pioșenie, președintele Maia Sandu a depus dis de dimineață flori la monumentul lui Ștefan cel Mare din Chișinău. Sunt peste 5 secole în care povestea sa de glorie continuă să inspire oamenii de pe această palmă de pământ. Să ne spună că libertatea trebuie apărată și în cele mai cumplite vremi, iar curajul aduce izbândă și că la fel ca el, atunci când există voință cu mijloace mici, putem face fapte mari. Este cea mai importantă lecție pe care ne-o dă Ștefan cel Mare și Sfânt și pe care trebuie să o transmitem noilor generații. Voievodul Ștefan cel Mare a murit din cauza unei răni la picior, iar vestea morții sale a făcut în conjurul Europei și a fost consemnată în cronicile vremii. Relațiile de bună prietenie dintre Polonia și România au fost marcate într-un mod inedit prin deschiderea unei expoziții personale de tablouri pictate de Lavinia Ioniță, soția ambasadorului României în Republica Moldova, Daniel Ioniță. Îi admirăm și noi lucrările imediat în telejurnal. Vești bune pentru cetățenii Republicii Moldova care doresc să meargă în vacanță în străinătate. Grecia își redeschide frontierele pentru basarabenii deținători ai certificatelor de vaccinare sau a testului PCR negativ la COVID, efectuat în ultimele 72 de ore. Anunțul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene cu referire la informația primită de la Ambasada Republicii Moldova la Atena. Decizia autorităților elene a intrat în vigoare în 1 iulie și se va menține până cel puțin în 8 iulie, când pot fi operate noi modificări. Ieri, Republica Moldova a fost inclusă pe lista țărilor ai căror cetățeni pot călători liber în spațiul Uniunii Europene. Basarabenii cu cetățenie română care s-au vaccinat în Republica Moldova pot solicita certificatul digital european intrat în vigoare de la 1 iulie. Cererea se va face către autoritățile din România, iar certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID va fi emis dacă există o dovadă fiabilă a vaccinării. Statele membre ale Uniunii Europene eliberează certificate de vaccinare indiferent de tipul de vaccin împotriva COVID-19 utilizat, dacă este autorizat de Organizația Mondială a Sănătății sau Agenția Europeană a Medicamentelor. În cazul în care statele membre ale Uniunii Europene acceptă dovada vaccinării, ele ar trebui să accepte și certificatele de vaccinare eliberate în cadrul sistemului de certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID. Această obligație este limitată la vaccinurile care au primit autorizație de introducere pe piață la nivelul Uniunii Europene. Pentru detalii și sprijin în emiterea certificatelor sau obținerea altor informații privind utilizarea lor, a fost deschis un call center la numărul de telefon 0040214144425. Mai multe stații Pecco au afișat astăzi prețuri mai mici la carburanți. Benzina s-a ieftinit cu aproximativ 40 de bani, iar motorina cu aproape 70. Astfel, un litru de benzină cu cifra octanică 95 costă în jur de 20 de lei și 5 bani, iar un litru de motorină 16 lei și 38 de bani. Prețurile au fost stabilite în baza noii metodologii de calcul a ANRE, care a intrat ieri în vigoare. Conform acesteia, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică
va publica în fiecare zi lucrătoare până la ora 12 indicatorii de referință stabiliți în baza cotațiilor internaționale. De la începutul anului, prețurile la carburanți au crescut de mai multe ori fără motivații clare. Autoritățile au spus că există suspiciuni de înțelegere de cartel și au decis să plafoneze prețurile. În ultimele 6 luni în Republica Moldova, prețul unui litru de benzină a crescut în medie cu 5 lei. Relațiile de bună prietenie dintre Polonia și România au fost marcate într-un mod inedit prin deschiderea unei expoziții personale de tablouri pictate de Lavinia Ioniță, soția ambasadorului României în Republica Moldova, Daniel Ioniță. Evenimentul a fost organizat la reședința ambasadorului Poloniei în Republica Moldova, unde au venit diplomați, oameni de artă și de cultură pentru a admira explozia de culoare redată pe pânză. Lavinia Ioniță spune că a îndrăgit pictura vizitând marile muzee ale lumii. Un eveniment tragic din familie, decesul mamei, a determinat-o pe Lavinia Ioniță să-și transforme sentimentele în culoare. Treceam prin foarte multă suferință, frustrare, furie și aveam lipsă de motivație totală pentru a face ceva. Și, mă rog, suferința întotdeauna împinge actul creator, într-un fel. Și m-am pus pe treabă, am descoperit și o nouă tehnică de așa numită turnare cu materiale acrilice. Fiecare tablou este explicat printr-un vers sau citat. Iubind foarte mult literatura, poezia și scrisul, am atașat fiecărui tablou, ori un citat, ori o poezie, în funcție, și acesta au vrut să deschidă o poartă către ce am dorit eu să pictez. Extrem de mândru de soția sa talentată, ambasadorul Daniel Ioniță spune că expoziția de picturi vernisată la reședința ambasadorului Poloniei în Republica Moldova a fost organizată pentru a marca într-un mod mai puțin obișnuit centenarul Alianței Defensive Româno-Polone. Soția este inginer de meserie, are un doctorat în științe metalurgice, însă a citit foarte mult, este pasionată de literatură, este pasionată de poezie și cred că fiecare tablou, pe măsură ce îl privești, îți poate exprima tot mai mult sau poate să nu spună nimic. Doar simplul fapt că îți întorci privirea către tabloul respectiv este în sine un pas înainte către deschiderea noastră către alte dimensiuni. Despre relația de prietenie dintre România și Polonia, dar și despre prietenia care leagă familiile celor doi diplomați, a vorbit și ambasadorul Poloniei în Republica Moldova. Reședința ambasadorilor polonezi deja de foarte mult timp găzduiește foarte multe expoziții. Avem un spațiu care ne permite să primim diferite lucrări. Cunoscând-o pe doamna Lavinia Ioniță și lucrările sale, ne-am gândit că ar fi foarte interesant ca și dânsa să aibă posibilitatea de a expune bogăția operei sale, lucru pe care l-am și făcut. Și ne bucură foarte mult că am reușit și evenimentul de astăzi confirmă faptul că dânsa este o artistă foarte mare. La vernisarea expoziției au participat reprezentanți ai misiunilor diplomatice, oameni de artă și de cultură. Aceștia s-au arătat plăcut surprinși de talentul soției ambasadorului. Este o pictoriță amatoare, dar printre lucrările pe care le avem aici expuse, sunt lucrări care ar putea sta pe orice simez alături de artiștii profesioniști. Se vede că este o pictoriță care gândește, care își controlează într-un mod spontan pânzile, în același timp sunt trăite cu emoțiile unui artist care vrea să-și exprime ceea ce are, în primul rând, din impulsul interior. În discursul său, ambasadorul Daniel Ioniță a vorbit și despre efortul comun pe care îl depun România și Polonia pentru susținerea parcursului european al Republicii Moldova, singura cale care poate asigura securitate și prosperitate cetățenilor basarabeni. Urmează un reportaj marcat TVR Moldova în cadrul campaniei Ambasadorii Succesului, realizată de colega mea Lilia Țurcanu.
Bun găsit! A plecat din Republica Moldova imediat după ce a absolvit liceul pentru a-și continua studiile, iar acum este angajată în cadrul Comisiei Europene. Basarabeanca Olga Chilat este protagonista ediției de astăzi. Până să ajungă în Belgia, Olga a locuit și a studiat câțiva ani în Franța și nu s-a gândit vreodată că va ajunge să locuiască într-o țară francofonă. Basarabeanca este un ambasador al Republicii Moldova în străinătate, mai ales prin proiectul de suflet pe care îl dezvoltă în timpul liber. Tânăra face ilustrații digitale inspirate din folclorul românesc. Astfel, Basarabeanca își propune să-i familiarizeze și pe străini cu tradițiile și obiceiurile specifice spațiului românesc. Pentru a-și continua studiile, basarabeanca Olga Chilat s-a mutat în urmă cu 10 ani din Chișinău la Strasburg. E una dintre cele mai mari universități din Franța. A făcut un modul între drept, finanțe și economie. După ce a învățat în Franța, Olga a mers să muncească în Belgia, țară despre care cunoștea foarte puțin. În țara în care n-aș fi crezut vreodată că voi trăi, nici nu știam de fapt, spre marea mea rușine, eram ignorantă despre Belgia, nu știam nici măcar ce limbă se vorbește, credeam că se vorbește în franceză. După asta am aflat că există 3 limbi de stat în această țară. Acum, Olga Chilat este angajată în calitate de economist în cadrul Comisiei Europene. Eu lucrez cu Ucraina pe dosare de politici și reforme economice și fiscale. Chiar dacă se ocupă de afaceri europene, Olga are un suflet de artist. E pasionată de pictură și în timpul liber face ilustrații inspirate din folclorul românesc pe care le publică pe rețelele sociale. Scopul proiectului inițial a fost și cred că va rămâne pentru viitorul apropiat, să comunic despre tradițiile noastre, să le dau un nou suflet, să le dau o nouă viață, să le fac mai moderne, să le fac mai cool, mai digerabile publicului tânăr și să-l comunic publicului internațional, de fapt, celui care nu ne cunoaște pe noi. Deocamdată, imaginile pe care le creează pot fi admirate doar în spațiul virtual, iar reacțiile sunt pe măsură. Avem un mare noroc că avem folclor. Nu toate țările, nu toate națiunile au folclor cum avem noi și oamenii în general cred că sunt un pic însetați de folclor, au nevoie de firul acesta de spiritualitate. În toamna acestui an, Olga vrea să organizeze la Strasburg și la Atena expoziții cu lucrările sale. Sper să meargă bine deja expozițiile acestea. Mă gândesc eventual să fac un album fizic, poate o carte. Modernizarea transportului public, reformarea sistemului medical și celui educațional sunt doar câteva dintre schimbările despre care spune că ar vrea să aibă loc și în Republica Moldova. Modul în care gestionăm gunoiul, asta cred că ar fi un pas important pentru Republica Moldova să adopte politici mai responsabile de gestionarea gunoiului. Îmi place practica de a avea servicii publice digitale în aceste țări și cred că multe chestii deja se fac digital la noi în țară, dar s-ar putea ameliora. Îmi place în general spiritul de politețe. Olga Chilat s-a integrat cu succes în mediul pe care a avut ocazia să-l descopere, indiferent de locul în care a studiat sau a muncit, dar cu gândurile și inima rămâne mereu acasă în Republica Moldova. Construcția podului peste Nistru, partea magistralei rutiere Chișinău-Soroca Ian-Polchie, va urma să înceapă peste un an de la semnarea acordului între Republica Moldova și Ucraina. Reprezentanții ai Ministerului Economiei și ingineri proiectanți din ambele țări s-au întâlnit la Soroca pentru a examina cele 3 propuneri de proiect existente.
Timp de două zile la Soroca, Comisia Internațională de Proiectare a Podului analizează locațiile și detaliile viitoarei construcții. Terenul este accidental și necesită o foarte bună pregătire, nu numai de proiectare, dar și de construcție. Avem câteva variante care trece aproximativ vreo 30 metri încolo și merge spre deal. Și alte variante alternativă, noi am examinat-o la debarcader. Нам було пропрацьовано та розроблено три варіанти проходження траси. Перший варіант і третій варіант має спільне розміщення мостового переходу в річку через річку Дністер. Потребіт авторитетцілор де ла Кишинеу лукрерілен ну пот інчепе, пентру ка Република Молдова аре дуар он гуверн інтерімар, яр пентру семнаря меморандумului єсте невоє де он екзекутив ку путері де пліне. Конформ проєктului акордului поду о са конструяска партія україняна, поду ж друму де акчес дин партія україняна. Ноя с конструєм друму де акчес din partea Republicii Moldova. Magistrala rutieră Chișinău-Kiev, care va trece peste fluviul Nistru, ar urma să scurteze distanța dintre cele două capitale. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și cel al Ucrainei, Vladimir Zelenski, au convenit în ianuarie 2021 pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere pe traseul Chișinău-Soroca-Iampol-Kiev. Cetățenii Republicii Moldova care muncesc sezonier în Germania vor beneficia de aceleași drepturi ca și orice lucrător local. Memorandumul semnat ieri între Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă a Germaniei va intra în vigoare la începutul anului viitor. Acordul stabilește un mecanism clar de recrutare și asigurare a legalității procesului de migrație. Sunt garantate încheierea contractului de muncă cu angajatorul direct, emiterea permisului de ședere, dar și asigurarea condițiilor de muncă egale cu cele ale lucrătorilor locali. Totodată, cetățenii Republicii Moldova vor beneficia de concediu și asigurare socială în cazul angajării de lungă durată sau angajării repetate. Potrivit legislației, listele electorale sunt accesibile în cadrul secțiilor de votare și se plasează pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale cu 20 de zile înainte de ziua alegerilor. Astfel, în intervalul 21 iunie-10 iulie 2021, alegătorii pot verifica conținutul listelor electorale și solicita modificări. În acest sens, vă îndemnăm să vă informați privind locația secției la care veți vota. Atragem atenția că, în comparație cu alegerile prezidențiale 2020, amplasarea circa 10% din secții de votare s-a modificat. Pentru a vedea la care secție trebuie să votați, accesați pagina verifica.cec.md, după care introduceți IDNP-ul și parcurgeți verificarea antirobot prin bifarea opțiunii. În rezultat, alegătorul află numărul secției de votare la care va vota, adresa acesteia, datele de contact și numărul din listă. Pentru a verifica corectitudinea listelor electorale, aveți posibilitatea să vizitați secția de votare sau să verificați listele online. Verificarea online se face pe pagina CEC www.cec.md accesând butonul Verifică-te în registrul de stat al alegătorilor, selectând localitatea și secția de votare. Alegerile trebuie să reflecte voința cetățenilor Republicii Moldova. Ieșiți la vot! Candidatul PAS la funcția de deputat Mihai Popșoi îl acuză pe Igor Dodon, candidat pe lista blocului electoral a blocului comuniștilor și socialiștilor, că ar fi implicat în scheme frauduloase de import a energiei electrice. Acuzațiile se referă la anul 2008, atunci când Igor Dodon era ministru al economiei și ar fi negociat un preț exagerat de mare pentru Republica Moldova, dar convenabil unor intermediari. Sunt acuzații și despre alte ilegalități cu energie electrică în regiunea Transnistria. Reprezentanții blocului electoral al comuniștilor și socialiștilor neagă acuzațiile.
Potrivit candidatului la funcția de deputat, Mihai Popșoi, Procuratura Generală verifică legalitatea contractului încheiat în anul 2008 privind furnizarea energiei electrice din Ucraina pentru Republica Moldova. Ancheta a fost deschisă în mai 2021 după ce Procurorul General Alexandru Stoianoglu a anulat ordonanța de refuz în acest caz emisă în 2017 de Procuratura pentru Crimă Organizată. Candidatul la funcția de deputat, Mihai Popșoi, îl acuză pe Igor Dodon că atunci ar fi semnat un contract păgubos Republicii Moldova, în timp ce unele companii străine au încasat venituri de milioane de lei. Liderul socialiștilor mai este acuzat și de faptul că ar fi implicat în scheme de spălare de bani prin companii ce emit criptomonedă din regiunea transnistreană. Noi achităm 1,50 lei pentru kilowatt, dar Nordul Moldovei achită 2 lei, în timp ce în stânga Nistrului se achită 50-70 de bani. Din contul cui? Haideți să vedem. Pe timpul mareașului politic Plahotniuc Dodon, Tiraspolul a legalizat dobândirea de criptomonede. Contactați de TVR Moldova pentru a comenta acuzațiile, reprezentanții PSRM au spus concurenții politici fac campanie electorală, iar unii își permit falsuri, aberații și minciuni ordinare. În curând, vremea vorbelor pustii se va încheia și va veni vremea faptelor concrete, dar și vremea nerealizării promisiunilor gratuite, când PAS va dezamăgi profund cetățenii, se arată în comunicatul PSRM. Și reprezentanții fracțiunii PSRM susțin că vor sesiza Procuratura Generală în cazul licitației privind procurarea blanchetelor pentru pașapoarte. Nichita Țurcan, candidatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor la funcția de deputat, a acuzat PAS și consilierii instituției prezidențiale care avea unele interese ascunse, dar fără a oferi detalii. Candidatul Blocului Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, Nichita Țurcan, susține că ieri directorul Agenției Servicii Publice a anunțat că doi consilieri prezidențiali, Veceaslav Negruță și Ana Revenco, i-au cerut să oprească licitația pentru procurarea blanchetelor pentru pașapoarte. Țurcan spune că la mijloc s-ar afla interesele unor persoane din cadrul Partidului Acțiune și Solidaritate și cere oamenilor legii să investigheze acest caz. Мы в ближайшее время обратимся в Генпрокуратуру для того, чтобы понять, во-первых, мотивы, почему тендер должен быть перенесен, с чем это связано и почему конкретно сейчас, в последнее время, проснулись и начали атаковать АСП, которая, в принципе, сейчас это часть правительства, АСП не участвует в предвыборной гонке. Contactat de TVR Moldova, responsabilul de presă al Partidului Acțiune și Solidaritate a declarat că, cităm, nu comentează declarațiile insipide ale concurenților electorali. Reprezentanții președinției au reacționat ieri în acest caz și au declarat că au cerut amânarea licitației pentru că în procesul de achiziție planează suspiciuni de corupție. Renato Usatăi, candidatul blocului electoral cu același nume, se plânge că este defavorizat în mod intenționat în sondajele electorale. Usatăi mai spune că unele organizații vor prezenta săptămâna viitoare un sondaj de opinie în care opțiunile electorale pentru partidul său ar fi mai mici cu câteva procente, astfel încât alegătorii să fie dezinformați și manipulați. După alegeri, Renato Usatăi își propune să modifice legislația astfel încât companiile de sondare a opiniei publice care au prezentat informații eronate să nu mai poată fi înregistrate la scrutinele electorale. O să modificăm toată legislația necesară. Ca companiile care au dat-o în bară, dacă voi declarați marja de eroare 2-3% și dacă voi nu vă încadrați, cecul să nu vă mai permită să fiți înregistrați pentru scrutinul electoral și duceți-vă la păzit harbujă. Aproape 10% dintre cei 1.790 de candidați la funcția de deputat au avut venituri mai mari de 1 milion de lei în ultimii 2 ani. Potrivit datelor publicate de Asociația pentru Democrație Participativă pe site-ul alegeri.md, peste 260 de candidați au declarat zero venituri la Comisia Electorală Centrală. Colegul meu, Gheorghe Lungu, a analizat datele privind veniturile candidaților la alegerile parlamentare anticipate și vine cu detalii. Bun găsit! Cele mai mari venituri a declarat Mariana Durleșteanu, care se află în fruntea listei Partidului Legii și Dreptății. În ultimii 2 ani ea a avut venituri de peste 26 de milioane de lei. În topul celor mai bogați candidați urmează Renato Usatăi, primul de pe lista blocului electoral care îi poartă numele. În ultimii 2 ani Usatăi a câștigat peste 16 milioane de lei.
Următorii trei candidați cu cele mai mari venituri sunt Alexandru Covalenco de la Alianța pentru Unirea Românilor, Denis Ulanov de la Partidul Politic Șor și Adrian Lebedinski de la Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor. În topul celor mai bogați 10 candidați se regăsesc și alți membri ai Blocului Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor, dar și unii de la Partidul Acțiune și Solidaritate și de la Partidul Acasă Construim Europa. La polul opus, zero venituri pentru ultimii 2 ani au declarat 264 de candidați. Aproape 90% dintre ei sunt înscriși pe lista Partidului Noi, iar venitul lor mediu lunar e de 1022 de lei. Cea mai mare medie a veniturilor candidaților o au cei de la PAS. Câștigul mediu lunar al acestora e de 35.607 lei. Venitul mediu lunar al tuturor celor înscriși în cursa electorală este de 17.100 de lei. 74% dintre candidați locuiesc în orașe, iar peste un sfert dintre cei care participă la alegerile parlamentare își au domiciliu în mediul rural. 44% dintre candidați sunt din municipiul Chișinău. Continuăm cu alte știri. Un om a murit, iar alți 4 au fost răniți în urma unei explozii puternice care s-a produs astăzi la rafineria Petromidia din Năvodari. Deflagrația a fost urmată de un incendiu, iar norul gros de fum a fost vizibil de la 10 de kilometri distanță. Autoritățile spun că explozia s-ar fi declanșat la o instalație de gaz de la rafinerie. A fost activat imediat planul roșu de intervenție, iar peste 100 de pompieri și paramedici din Constanța și județele alăturate au fost trimiși să intervine. Populația a fost alertată să evite zona Midia-Năvodari pe o rază de un kilometru din cauza noxelor. Coloana de fum era vizibilă chiar și pe plaja Corbu, iar zeci de oameni care erau în zonă, pe plaja din Năvodari și Mamaia, au privit înspăimântați. Ministrul de Interne al României a anunțat că în jurul orei 15 incendiul a fost izolat și stabilizat. Angajatul decedat în timpul exploziei avea 32 de ani. Sunt și 4 răniți, dintre care 2 răniți grav cu arsuri de 45% și 25% din suprafața corpului. Procurorii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Cercetările vor continua sub coordonarea parchetului Tribunalului Constanța. Un ars 25%, 2 răniți ușor și, din păcate, un decedat. Deci asta este bilanțul final. S-au deplasat forțele. În primul rând, prima parte al intervenției au realizat-o colegii de la pompierii locali. Datorită profesionalismului pompierilor militari și a pompierilor rafineriei, această tragedie nu s-a transformat într-o catastrofă. Aceste instalații acum vor fi răcite, vor fi verificate la milimetru și sunt convins că vor fi puse în funcțiune doar în momentul în care îndeplinesc absolut toate condițiile de siguranță. Să urmărim în continuare cotațiile valutare stabilite pentru ziua de luni. Banca Națională a stabilit un curs oficial de 18 lei și 3 bani pentru un dolar american, cu 2 bani mai mult. Moneda europeană se va vinde cu 4 bani mai puțin și va costa 21 de lei și 33 de bani. Leul românesc se va cota la 4 lei și 32 de bani. Hrivna ucraineană va avea valoarea de 65 de bani și rubla rusească de 24 de bani. Cum va fi vremea mâine, aflăm din rubrica Meteo. Bine v-am găsit în Republica Moldova, vremea se va menține instabilă. Pentru sâmbătă sunt anunțate ploi, însoțite de descărcări electrice, dar și momente însorite. Temperaturile scad cu câteva grade, așadar la noapte minimele nu vor trece de 20 de grade. La amiază, maximele vor oscila între 24 și 26 de grade. La Chișinău se prognozează 20 de grade la noapte și 25 de grade mâine, când se anunță și precipitații. Nici în România nu scăpăm de ploi, acestea vor fi prezente în mai multe zone din țară, iar temperaturile maxime vor fi mai scăzute și se vor încadra între 20-21 de grade în nord-vest și 30 de grade în sud-sud-vest. Acestea au fost informațiile despre vreme. Sunt Florina Constantinescu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o zi minunată!
Telejurnalul a ajuns la final. Știrile noastre le găsiți pe tvrmoldova.md sau pe pagina de Facebook, unde așteptăm opiniile și comentariile dumneavoastră. Rămâneți cu TVR Moldova, unde în câteva minute încep dezbaterile electorale. Eu sunt Vadim Cheptănaru și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită vă doresc. La revedere!